Fostă căsătorită doar 7 ani. După moartea soțului meu, templul a fost singurul loc în care mi-am găsit refugiul. Dumnezeu m-a chemat acolo, iar eu am răspuns chemării. De fapt, nici nu am mai părăsit templul, ceea ce ai făcea pe unii oameni să creadă că eram puțin ciudată sau chiar nebună. Mă închinam acolo zi și noapte, posteam și mă rugam, așteptând pe Mesia, cel promis. Nu aveam de gând să părăsesc templul și să pierd ocazia de a-L întâlni pe cel promis.